Bună ziua! Azi o să încep ceva mai târziu, pentru că vreau să gătesc de prânz, să fie mâncarea caldă. Hai să dăm mâncare la pești, am și uitat să le dau. De obicei le dau dimineața. Pisicii au mâncat gras, gras, gras. Și conservă, și bobițe, și de toate. Astăzi o să gătesc ceva rapid. Sunt convins că nu ați mai gătit niciodată. Nu am gătit nici eu. Văzusem rețeta asta acum câțiva ani pe internet. Am căutat-o din nou, nu am mai găsit-o. Încerc să-mi aduc aminte, dar cu siguranță o să iasă. O să facem ceva. Ia uite. Bă. Care acolo? Sushi și Marcel. O să facem șnițele poloneze. Nu știu dacă polonezii fac așa șnițele, dar așa văzusem eu pe internet. O să vă arăt și ce am pregătit. Așa. Am aici ceva pulpe dezosate, fără pielniță, pulpe superioare. Am porumb dulce, un ardei, un capia, un ardei iute, care nu e foarte iute, iaurt grecesc, făină, un ou, iar cu cartofii dulci, nu știu, să facem prăjit sau piure, nu știu. Mă mai gândesc. Dar pentru șnițele avem nevoie de carne de pui, porumb, făină, ardei și ou și iaurt. Se face destul de repede. Sper să-mi aducă aminte rețeta. Uite, urecheații. A venit și mămica lor. Amândouă, de fapt. Pisicul Putin este foarte, foarte bine. Primesc în fiecare zi poze cu el, filme. Filmele eu aș putea să le integrez aici, dar se văd destul de prost. Telefonul doamnei merge, nu știu, l-a scăpat de câteva ori și se vede în ceață. Poate o să pun un film. Este super fericit, este într-o familie bună. Chiar sunt ok că l-am dat. Haideți să ne apucăm de treabă. Prima dată eu o să tai pulpele de pui mai mărunt. Puteți să le dați prima așa de tocată, dar eu vreau să le tai lansate pe așa. Deci am puțin zvârci, îl dau deoparte, asta merge la pisici și acum și invers. Bulețe mici. Uitați, cam așa. Așa o să tai toate pulpele. Și le pun într-un vas mare, încăpător, pentru că o să trească să amestec. Am tăiat puiul, acum tăiem și ardeiul capia. De data asta mai mărunt. Uite așa. Cred că v-a săturat de justificarea asta mea și de scuză, că poziția este incomodă, dar chiar este incomod. De obicei tai mai bine. În fine, uitați așa trebuie să tăiem și ardeiul capia. Uitați și pe asta la fel. Mărunt, nu foarte mărunt, exact așa. Tăiem și un ardei iute, o ciușcă. Cu tot cu semințe. Perfect. Bun. Avem carnea
Tăiată mărunt de pui. Pun ardeiul capia și ardeiul iute. Porumb dulce. Un ou. Iaurt. Uite așa. Ce bun e. Acum condimente. Ceva chimion. Boia dulce. Praf de usturoi. Sare. Și piper. Peste această compoziție mai trebuie puțină făină. Să lege totul. Cam două linguri. Uite așa. Și amestecăm totul. O să iasă compoziție puțin moale, dar așa îmi trebuie. Ce bine arată. Și miroase deja bine de la condimente. Vedeți, este puțin moale compoziția. A ieșit perfect. O las 10 minute la frigider. Până atunci fac curățenie și ne apucăm să prăjim. Am o tigaie nouă pe care vreau să o și testez. Sunt sigur că o să meargă bine. În 10 minute ne vedem. Ăla-i Marcel. Agassi, Zoro, Ramona și Borcea. Ia trezi pe tati, Marcel. Uite, Zoro s-a făcut bine, are ochișorul bun. Am mai fost o dată cu el la doctor. I-am pus tot timpul picături, un unguent și l-am făcut bine. Așa. Așa. Chinuie pe Ramona. Stătea așa bine lângă Borcea. Urecheați. Se pare că dacă mi-aud vocea și eu stau un voișor și le pun și ceva muzică bună, urecheații vin și stau aici. Cred că cu o muzică bună îi conving să schimbe locul din mașină aici în voișor. Uitați cum dorm urecheații. Mă, să nu cazi. Pa, că a căzut. Urecheații.
M-am mutat în foișor, la umbră. Afară este foarte, foarte cald. Uitați cum arată compoziția mea. Asta cam 10 minute la frigider. Asta este tigaia cea nouă cu piatră braziliană, zic ei. Am pus puțin ulei, aprindem focul. Trebuie să dau drumul și la bătălie. Gata. Încingem puțin uleiul și ne apucăm de șnițele poloneze în tigaie braziliană. Și în spate roșiile de la Dridu. Deja au început să rodească. Uleiul s-a încins. Acum luăm cu lingura cam cât cuprinde. Uite așa. Și punem aici. Sunt ulei. M-am tăiat puțin. Dar ce mai întâmplă? O să dau focul puțin mai mic. Intră unul. Să vedeți ce fain o să iasă. Mama, acolo de făcut încă 2-3 rânduri. Ies destul de multe. Din jumătate de kilogram de pulpe, mănâncă, cred că, zic că 4 persoane, ușor. Cât de bine arată. Mai iau puțin. Asta le scot pe ceva hârtie absorbantă. Și continui cu celelalte. Cât de bine arată. Gata, științele mele poloneze. Sper că polonezii fac așa ceva. Uitați cât de bine arată. Eu am mâncat unul deja. Este extraordinar. Senzație, senzație. Să încercați. Hai să prăjim și ceva cartofi dulci și punem în farfurie, gustăm. Extraordinar, extraordinar, extraordinar. Bine că mi-am adus aminte de această rețetă. Pe YouTube nu mai este. Vă arăt eu. Am schimbat uleiul, am pus și câțiva cartofi dulci la prăjit. Ăștia se fac mai ușor decât și mai repede decât cartofii normali. Sunt mai greu de tăiat. Sunt mai lemnoși, dar după ce ai pus la prăjit sau la fier, se înmoaie imediat. Sunt extraordinari. Sunt la gust asemănător cu, nu știu, bostanul românesc. Dulci și foarte, foarte, foarte gustoși. La ăștia nu există prea multe reguli. Puteți să-i prăjiți și în ulei încins și în ulei neîncins. O să iasă la fel de bun. Gata șnițelul meu polonez. Gata și cartofii dulci. Ca și garnitură
De fapt, ca și salată. Eu o să pun un ardei copt. Îmi place foarte mult ardeiul copt. Merg aici niște roșii, merge o varză, orice. Pe cartofi nu am pus sare. Puțin pătru în gel. Uitați cât de bine arată. Dacă știe cineva ce am făcut astăzi, să-mi scrie, eu țin minte de șnițel polonez. Dacă greșesc, nu e nicio problemă. Să mă corectați. Vreau să și gustăm imediat. Șnițelul este foarte fraged. Este făcut din bucăți, dar uitați cât de bine arată. Are ceva legume, sigur la copii o să le placă. Este dulce, este aromat, topește în gură. Mult mai gustos ca un șnițel clasic. Dulci sunt și cartofii. Cred că asta e o mâncare pentru copii până la urmă. Foarte bun. Foarte, foarte, foarte bun. Cred că este cel mai bun șnițel mâncat de mine. Să încercați. Dacă v-a plăcut, eu vă mulțumesc. Vă spun la revedere. Poftă bună și nu uitați, ținem legătura. Șnițel polonez, mama mia! Hmm?